A, din nou în direct, aveam un subiect la care ați văzut că s-au oprit ambii invitați, mai puțin Mihai, care îl pârlește așa frigul. Mihai, tu știi ce fac boschetare? Știu. Mihai, tu știi ce fac boschetare când cu ce se învelesc, când au cu ce se înveli? Tu ziar. E de sub de ziar. Mihai, iată, cu șapte craie, nu? Învelește acolo. Așa. Uite. Da. Am o idee. Hai să-l punem cu parte. Cu mica publicitate. Așa. Cu textul sus. Respiră încet. Adânc, ca yoghinism. Să nu consum foarte multă energie. Așa, da? Începem să fim bombardați cu acele minunate și scabroase, scabroase? Sondaje de opinie. Bun, care ne spun, bacă iese ăla, bacă iese ăla, bacă iese nu știu care. Un lucru, îl pot spune și eu cu certitudine. La o prezență la vot de până în 50%, se știe deja structura. Cine e pe locul întâi, cine e pe locul doi. Da? Pe locul întâi principalul alergător în această campanie, principalul candidat, principalul partid, pe locul doi celălalt partid. Dar în momentul în care procentual prezența la vot crește peste 50%, niciun calcul nu mai bate cu realitatea. În principal, cum e aici, e ca și creșterea la creșterea cu 5 cm peste limita roșie de avare, nu? Cotele, nu la cum e barierele, la nu neapărat în general, ci la locurile vitale, fundamentale, barajele. Cum e barajul la stânca de la aici la noi de la Botoșani, care dacă Doamne ferește clachează, știi, se duce jumătate de Iași și mai departe pe principiul dominoului. Apropo, știi cât a costat barajul, construirea acestui baraj? Numai pe noi, că e făcut cu... Da, bă, că eram la sondaje, hai. 60 de tone de aur. Partea română a plătit 60 de tone de aur, partea contribuției la barajul de la Stânca Costești. Așa. 60 tone de aur, dar da, 60 l-am făcut din ce? Barajul ăsta, păi acolo au fost mutate satele, are 100 ceva de metri înălțime, au fost mutate biserici, au fost îngropate, inundate, deci acolo a fost muncă. Dar și este unul cel mai mare. Acolo toată civilizația dunăreană, nu dunăreană, că e Prutul. Nu, băi, Prutul, sigur, dar e un baraj strategic și extrem de important. Bun, el e amortizat de 100 de ori la cât a produs el, barajul acesta, îți dai seama, că erau mereu inundați, dar în fine, e amortizat de 100 de ori. Dar eu spun că a costat aici acei 5 cm la prezența la vot, 5%, 7%, 5%, 7%, sunt exact ca acele procente care dau peste cap toate calculele la barajele strategice ale construite pentru a evita catastrofe, știi? Eram la sondaje și vorbeam că orice creștere din partea asta dă peste cap orice calcul. Acum, dat fiind faptul că s-a dovedit de câteva ori că sondajele astea sunt mincinoase, acum își permit unii să fac să facă comicării. Cum spuneai, USR-ul sau care... Aia e insultă ce a făcut USR-ul, cel puțin sondajul. Insultă la ce? E insultă la ideea de studiu sociologic și un fel de sacrilegi. Dar ce face domnul Pieleanu, ți se pare ceva corect? Nu mai știu. Știi cum e? Pieleanu face sondajele de calibrare. De casă al PSD-ului și poate își permite... Și încearcă să scoată... Nu, Pieleanu a greșit data trecută, Mihai. Auleu, a căzut pe desktop. Pe asta, pe... Avem protecție. Așa. Ce a făcut data trecută Pieleanu, în mod normal, în lumea civilizată, era exclus la prezidențialele din 2014. E, uite că nu l-a exclus. Nu, deci când greșești repetat, îngropi întotdeauna marjele de eroare științifice, care sunt de la 2,5 la 4, nu știu, la 4 nu este niciuna. Deja peste 4 nu mai este marjă de eroare, ci este... Neprofesionalism. Nu mai este profesionalism. Acolo discutăm despre experimente și nu ne ducem în chestiunea asta. Dar ce a făcut el, normal, trebuia exclus.
spus, ca lumea civilizată. Oamenii de afaceri se retragă ștampile aia de oamenii de afaceri, și eu puțin înțeleg, civilizată, în Germania, oamenii de afaceri care mint odată, de două ori, de trei ori, adică și înșeară clienții, partenerii, nu neapărat clienții, sunt excluși. Sunt trecuți pe lița neagră și excluși, nu mai lucrează nimeni cu ei. Dar nu e viceversa. Dar ce a făcut Pireanu, spuneți-mi în general, că eu știu ce face individul. A exagerat așa de mult mai tare ca băieții la USR? Nu, nu. Deci nu. Pireanu a făcut, Pireanu este un profesionist, ca să ne înțelegem. Mai este o poveste. Da, e un profesionist de casă. Da. Deci o secundă. Deci un profesionist, un profesionist care... când ești de casă cuiva nu mai să mă pot să termin să duc propoziția până la capăt. Stai un pic. Ești... asta, faptul că noi facem emisiunea la Bucovina TV, nu înseamnă că îl iubim nețărmurit și necondiționat pe Bogdan Gheorghiu sau că nu-i putem vedea bubele dacă le are sau greșelile dacă le face. Dar mai ai partea frumoasă că provenind din domeniul ăsta. Dacă eres bă, prieten, uite, ai o bubă aici. Nu va reacționa ca mulți alți politicieni. Că tot ați început cu fota lui, iertați-mă, vă rog, doar atâta și nu vă ascult. Nu poți să-l contrazici. Așa, tot ați început cu fotbalul. Când greșești mereu în favoarea aceleiași echipe, e o problemă. De asta am spus că e un profesionist, dar mereu greșește în favoarea PSD-ului. Și am hai să-l auzim și pe Mihai. Corect, deci, până una alta, totuși n-a dat-o cu ăștia în gardă atât de grab. Ca să mergi în zona aceasta de exagerare, îți poți permite să faci lucrul acesta doar dacă te bazezi pe ceva. Tu, ca profesionist care vrei cât de cât să mai fii vreodată acolo, să fii băgat în seamă, știi până la ce nivel poți să mergi cu exagerarea. Și este foarte important, că adică nu poți să spui că PSD-ul în momentul de față, oricât ai fi de răutăcios, are 25%. Nu există așa ceva, oameni buni. Nu, dar nu 54. N-am zis 54. Pelanu a zis foarte clar că s-ar putea pentru prima dată în istoria post-decembristă, un partid din România, și este foarte posibil că acel partid să fie PSD-ul, să poată să facă, să atingă pragul de 50%, ceea ce este foarte important în perspectiva lor. Și știu să-și facă treaba de aici înainte. Suntem deja manipulare, e cruntă manipulare și nu-i sociologică, intră părerea mea că ce spun declarațiile domniei sale trebuie puse în niște ghilimele psihiatrice, demne de analizat, dar cohorte întregi de psihiatri să analizeze lucrul ăsta. E total împotriva realității și împotriva firii să te duci la 50%. Realitatea asta, nu, asta înseamnă că din 10 persoane care le vezi, din prudență, din 5 și un pic ar trebui să fie... Să folosești din prudență trucuri verbale. Este foarte posibil. Ne gândim că în urma unor studii am ajuns la concluzia că dacă va fi procentul mai mare la vot, ar avea loc un cutremur de 8 grade în România, s-ar putea produce lucrul ăsta. Nu, de ce? E insultător. Adică nu vreau hai să-ți explic o poveste. Să asist la asemenea manipulări, știi? Teoretic tu ai dreptate. Nu e manipulare. Tu când spui 5 din 10. Spune individul. Spui că 50%. Nu, din cei care se prezintă la vot. Aici e marea durere a țărișoarei astea și a mentalului colectiv. Se întâmplă felul următor. Când spune, bă, 40 ceva la sută. Ce înseamnă asta? Înseamnă că 5 participă la vot, deci nici măcar jumătate. 4 participă la vot. Din aia 4. 2 votează aiurea cu partide care nu vor intra în Parlament. Mulți din aia, antisistem. Din aia 3, unul pune ștampilele prost și își anulează votul. Fii atent aici. Și unul, din aia 2 care au rămas, unul votează cu o parte și unul votează exemplu cu altă parte. Mihai are dreptate aici. Exemplu cel mai clar l-avem noi la Suceava. La 4 din 10 români, suceveni, scuză-mă, s-au prezentat la vot într-o zi magnifică de vară. Și câți l-au votat pe Ion Lungu? 1,8. Din cei 4. 1,8 din 10 cât e? 18%. Bun, nici nu putem judeca, Mihai, că dacă cei 50, că cei 60% care nu l-au votat, care nu s-au prezentat la vot, erau pentru cineva. Nu, Doamne ferește! Deci, eu mă refer la implicarea socială, asta, știi? Asta stăm noi într-o dimineață de noiembrie, 24, cam răcoroasă, pentru că mășuța pe care o ai. Dar el are și ilic. Ilic, da. Așa da, mă, dar ilicul ăla ține așa, dacă n-a fost încă la sală degeaba, păi acum gândie pixurile. Inima în care undeva deci, într-o prea frumoasă zi de noiembrie 24, băi, 24 ăsta înseamnă ceva, da, în fine. Nu, 28 înseamnă ceva. 28 știu ce înseamnă. Nu, 24 înseamnă ceva, dar în ianuarie. Băi, și 24 noiembrie, eu am ceva. Bă, o fi ziua vreunui prieten. E, ceva e. Vezi? Ceva e. Dacă-mi permiți să o sun pe doamna Oana să vedem ce sărbătorim pe 24. E bine să-i aducem aminte omului înainte să termine emisiunea. Da. Ca să nu meargă... 24. Eu știu de mare... Deci, într-o dimineață frumoasă de noiembrie, noi povestim toate lucrurile astea. Discutăm de... dar avem
Și revin cumva la ceea ce am spus în prima parte. Avem o legislație, un parlament, o ce vreți dumneavoastră, dar au ajuns să aducă alegerile la nivelul ridicol la care sunt acum. Se plâng. Ne plângem noi că discutăm de niște alegeri care, dintr-o anumită perspectivă, nici măcar n-ar trebui validate dacă nu există o prezență cât de cât la vot. Ajung de se votează între ei, da? Și cum? Din cauza legilor strâmbe pe care le-au făcut. Dar legile nu sunt strâmbile. Legile au fost făcute cu premeditare. Deci ei intenționat le-au făcut strâmbe, nu din greșeală. Toate legile au făcut din greșeală legile? Nu, dar strâmbe, de obicei spui că de obicei avem tendința de a înțelege că cei strâmbi făcut din neglijență, din fugă, din grabă, din neștiință. Nu, legile acestea atât chirurgical de periculos, de pervers periculoase pentru evoluția unei țări au fost făcute în urma studiilor și experimentelor. De ce au făcut alegeri la un moment dat era uninominal? Ca să pună în valoare oamenii valoroși și ca să poată să aibă acces în... Era o formulă de competiție, de concurență în interiorul partidului, teoretic. Dar au greșit și aici cu legea asta. Deci, de ce? Au avut uninominal pentru că votul pe liste nu mai era cel corect. Ce au făcut în loc să îmbunătățească legea pe uninominal, s-au întors la votul pe liste. Au făcut un compromis. Cea mai... De societățile civilizate, nu știu, Mihai, poate știi tu mai bine unde merge votul mixt. Adică și pe listă și uninominal. Adică pe listă, dar bifez candidatul. Unde vine chestiunea asta? De ce râzi? În 24 noiembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a fost reales secretar general al partidului. Bă, dar nu e asta! Deci ai grijă, băi, avem un telespectator care este mi foarte drag și care spune, în 24 noiembrie 1989 a fost reales Ceaușescu în funcție. Domnul telespectator foarte drag al lui Mihai, dar zice, comunistul din Marius Cocoș știe el ceva, dar n-are curaj. Era pionier? Nu eram utecist atunci. Erai deja utecist? Da. Ei, cred că v-a scos la mărșăluirii, parți de filare, Ceaușescu reales la avea un obicei foarte bun în Clainos să dea calendarul zilei. Și eu aveam un obicei foarte bun și îl citeam. Obicei foarte bun și îți păstrai memoria mea. Da. Vii tu cu ecourile de astea din subconștient. Cine știe de unde, ce bulboroseală în subconștientul tău e acolo care spune 27 noiembrie. Sunt asim 24 noiembrie. Deci două lucruri în 24 noiembrie. Ai văzut? Da, da, adevăr că a murit Crainou exact la asta. Știi Freddie Mercury. Ai văzut acolo? De la Mercury se trage. Sau ți se trage de la încetat în viață omul politic Ion I. C. Bretian. Mai târziu, epoca de piatră. Nu, 1927. 1927. Iar în 91 s-a prăpădit Freddie Mercury. Deci, cred că undeva pe aici, undeva. Băi, zina după, după vânturile alea ale schimbării din 80 și ceva, știi, anii 82-83, când s-a promovat altă paradigmă în Europa. Mai zice maestru de mine că eu sunt pervers, dar... cum îl bagă pe Scorpions în ecuație. Știi? Noi vorbim de Freddie Mercury și el cu End of Change, cu Scorpions, E un principiu, vânturile schimbării este un principiu care l-a generat și artiștii, cum e acum politically correct, din 80 și ceva, introdus în Europa, ca și principiul ăsta discret. Ai văzut? Era paradigma asta politically correct. Era o chestie discret, cu minte, docilă, ușor abstractă, ușor metaforică, ce ăla, și încet, încet... Sub știe un velișul ăsta politically correct, oamenii sau societățile s-au radicalizat foarte tare. Iar fasciștii principiului, și când spun fasciștii principiului mă refer la cei devotați până la moarte acestui principiu, justifică ca și politically correct chiar și genocidul, abuz, și crima, orice abuz. Adică, bun, când justifici genocidul e o problemă. Vreau să te uși pe tine. Da. Tu ai spus-o și eu aș fi vrut să mă aud pe mine, dar nu mai... Bine, dar tu n-ai voie să te auzi că ești subiectiv. Dacă ești să se distatui. N-ai voie să te auzi. Înțelege, trebuie să fii mie. Aveți suficient zero. Deci eu, ca să-l pun pe maestru să tacă, trebuie pentru a-ți găsesc un material bun prin trunul din ziare, să mă învălesc în el, știi, și el să se uite la mine și să mă citească în felul ăsta, că altfel n-are nicio șansă să-l lăsăm. Fantastic, fantastic. Zi, domnul Marius, zi. Băi, nu știu, că acum tu ai rămas
rămas dator în emisiunea asta și de la fotbal și de partea alte. O, mai contează. Oi plăti odată. Oi plăti. Zi-mi, vis-a-vis de sondaj, ai început, să, ai început să spui de ce a făcut Pieleanu și... Bun, da. Ama, nici nu vreau să-l fac vedetă, vorbim prea mult de, de Pieleanu, îl facem vedetă. Și mai ales adică, că e o, e o opinie de-a lui, subiectivă de altfel. Mai ales că e un de casă al PSD-ului. E o părere sau sunt un, sunt un cumul de păreri. Se cristalizează într-o analiză. Așa încearcă în permanență. Păi, dar te rog, asta scoată. Înseamnă manipulare cruntă pe seama lui. E treaba lui ce face. Dar a promova părerea mea. Deci a promova această manipulare este nedrept. Am înțeles părerea ta. Se simte în pericol. Cu SRE e mai tare ca PNL un sondajul SRE-ului, știi? Nu, nici pe departe. Băi, te iau partea aceasta. O iau cu langă. Cu... Poate să glume de genul ăsta că tu, inima ta bate în pieptul lui Mârza cândva, este altceva. Dar la mine nu pot să spună lucrul ăsta. Adică nu am nicio afecțiune față de decât o înclinare, știu eu, mai mult decât nejustificată, copil sărac fiind, cred în dreapta. Cred în valorile de dreapta. Dar asta este pur și simplu un principiu sau că e un, un ideal. Mă strănește maestru de fiecare dată când îmi spui chestia asta. Te rog frumos, dar deci, ai prins microfonul și mi-ai dat o formulă interesantă. Am citit un și fac intermețul ăsta și am citit o analiză chiar a unui flăcău pe care îl apreciez, n-are rost să-l desfințăm acum, și povestea omul la această campanie cum PSD-ul stânga, o secundă. Deci cum stânga politică din România... Așa e asimilat tehnic. Ok, da. Pentru că nu are nici concurență pe partea stângă. Nu are, nu există. Deci, cum PSD-ul exploatează la maxim valorile care l-a consacrat, da? Și principiile care l-a consacrat, și cum PNL-ul și-a deci, uitat... face ceea ce a făcut întotdeauna. Întotdeauna. Iar PNL-ul și cei de pe dreapta au uitat efectiv care sunt principiile și valorile lor și pentru ce trebuie să lupte și încep să copieze, să plagieze într-o formulă mai mult sau mai puțin evidentă de pe partea stângă a electoratului. Și mergea, omul făcea analiza foarte clar. Hai să luăm punct. Ce face PSD-ul? PSD-ul dublează salariile, da? Ce vine PNL-ul? Ce, dăm numai 40%. De câte ori în ultimii 25 de ani a spus PSD-ul lucrul ăsta? De 100 de ori. 500 de mii de ori. Nu deci are relevanță. Egal Constanță. Da, Constanță. În politică electorală. Egal Constanță. Deci e o poveste foarte interesantă și foarte tristă în același timp. De-aia faptul că ei... Că dreapta politică... Nu se regăsesc. Exact. Nu se regăsesc. Nu este n-am coagulat. Un sistem de valori la nu care știu se la ce se raportează. Nu știu pentru cine luptă. Nu știu la cine trebuie să sune să vadă. Domnule, am făcut asta. Cum facem? Facem asta. Dreapta românească a fost susținută o bună parte și de principiul acesta politică politică corect, de niște forțe din Uniunea Europeană care au zis, mă, trebuie și în România o dreaptă puternică. E bine, băieții de pe dreapta românească, pentru că nu s-au născut natural. Deci ei nu s-au format natural de cele mai păi multe normal, ori au fost după forțați. După ani de comunism nu aveai de unde. Niște băieți șmecheri. Și nu e numai asta, e și niște... oportunism politic. Da, exact, aici au fost niște băieți șmecheri, ce au zis? Făcuți. Este loc. Au fost clonați. Drumul la joc. Și-au dat drumul la joc. Unde ești? Hai, treci, treci pe dreapta, frățioare, că nu... Cum? Hai, pune mâna pe partid, ia-l, fă-ți treaba, ca și cum ai fi pe stânga. Na. Și, unde nu regăsim identitate, mai rezult, e un exemplu din cromatica electorală și din marketingul politic, parcă îl fac idioții la PNL. Și îmi cer scuze că spun lucrul ăsta dur, adică idioții. Și toți candidații, precum observi, își asumă identitatea și doctrina, principiul și sloganul. Uite și tu la PNL, pe prima pagină, lângă candidații ceilalți. Deci nimeni nu-și asumă nimic. Deci avem doar un dreptunghi de nu știu câți centimetri aici, 10. Foarte prost făcut, 10 pe câți mi-ai? 5. 10 pe 5. 10 pe 5, în care avem un harta unui județ, sau frontierele lui, harta județului și un slogan. Hei! Dar nu te ascund, n-ai cum, adică în general în România, și asta o știm, am mai spus-o și cred că nu mă contrazice nimeni, partidele au fost partide de lideri. Întotdeauna partidele în România... Și acum când vorbești au de fost, PNL, tot vorbești de un Brătianu, de... Da, nu, vorbim de Băsescu pentru când PNL, PSD, PMP și așa mai departe, Iliescu PD, PMP și ce au mai făcut, Iliescu pentru PDSR, PSU, Frontul Salvării Naționale și toate celelalte. Deci, întotdeauna liderii în România, nu vorbim de doctrine, nu vorbim de sloganuri, de suiete sau de sloganuri depersonalizate și de golite de emoții și de încrâncenare. Vorbim de
oameni vii, care au fost locomotive pentru partide. Deci în momentul când nu ți le asumi, e o problemă de viziune. De e o resemnare bolnavă care poate... Vorbea Mihai și iarăși ești tu. Dar Mihai a vorbit, măi, deci este obsedat de asta. Mihai, am venit în completarea lui și a vorbit și tot este obsedat de asta. Vorbim ca la maestro, carte. Maestro. E dialog sau ce face, maestro? Băi, dialog, dar nu știu cum naiba, dialog, dar vorbești numai tu. Dar, poate nu vorbești tu, dar Mihai, văd că nu au avut nicio problemă. Da, eu sunt doar moderator. Mihai, te rog, nu spuneți, ne asculte. Eu, ca moderator autentic, sunt Marius, numai un secundă, maestru, stați un pic ca să ne așa. Maestru, băiat fiind așa, la vorbă, știi că în rest ești ficiuitor, dureros de ficiuitor, nu vrea să zică lucrurile pe nume până la capăt. Să și teme într-un fel. Sunt prudent, adică nu că nu vreau să le spun Mihai până la capăt, că îți răspund acum cât după aceea când îmi dă cuvântul Zio. Marius, am și uitat. Deci, ce vreau să spun? sunt prudent pentru că încă mai sper că nu este o schizofrenie de marketing politic sau e o problemă mentală, ci o strategie. Încă mai cred că e vorba de strategie care va fi schimbată mâine sau poimâine, că de obicei știi cu ruperea de ritm în cele ultimele două săptămâni, ultimele 10 zile, ultimele 14 zile. Ruperea de ritm gândită și planificată. Da. O lasă, încezit, ai văzut și din spate. Nu, nu, bine, hai să schimbăm. Și dintr-o dată, radical schimbată, ultimele 12 sau 14 zile. Da, asta înseamnă să o vândesc. Parcă se îngrașă porcul în ajun. Hai să râzi. E o chestiune psihologică de mental colectiv bine gândită, dar dacă o repeți mereu, nu-i bun. Trebuie să alternezi. Dacă întotdeauna, că și la campania precedentă tot așa au făcut. Moliciune până la jumătate și după aceea au renăscut, au început să fie vii, dinamici. Dar vorbesc în principiu că clișeile sunt ca în amor și ca în viață. Măi, intervine rutina, monotonia și așa prezența, vezi cum e studiată până în 49%. După da, nu o să avem 50%. Nu o să avem 50%. Deci trebuie, dacă vrei prezență la vot, trebuie schimbate paradigmele. Ca la fotbal, că tot ați început cu fotbalul. Trebuie construit un joc la echipă, știi? Trebuie inventat un eveniment. Trebuie produs un eveniment. Sau trebuie produs o alternativă la lâncezeala asta cenușie, nu? Da, da. Și foarte complicat, Marius, dacă vrei să pui problema din perspectiva a ceea ce îți dă voie legea să faci în momentul de față. Te rog să iei în calcul că în această campanie electorală s-a schimbat regulile jocului totalmente față de celelalte campanii. Uite-te puțin ce a fost pe scenă la lansarea candidaților PNL-ului. În afară de frig, un frig groaznic acolo... Dar nu e vina lor, acolo e vina proprietarului. Eu spun ce am văzut. Poți să închirezi săli gata încălzite. La fel a fost la PNP. Același frig urât. Același loc. Același loc. Singura diferență a fost că unii au avut un ecran LED mai dreptunghiular, alții l-au avut mai pătrățos. Asta a fost singura diferență. În rest, n-am văzut nimic. Nu mai erau drapele de altă dată. Nu mai era bucuria de altă dată. Nu mai era imn. Un partid fără imn un partid mort. De ce nu se înțelege lucrul ăsta? Indiferent că imnul e mărul cop și prâmpul nu știu cum, indiferent cum este imn. Un partid trebuie să aibă imn. Trebuie să aibă steaguri ca o echipă de fotbal. Nu mai este învolburarea aia. Nu mai este emoție de atunci. N-ai voie steag, n-ai voie de aia. N-ai voie să tușești în campania electorală, n-ai voie să lichești afișe. Nu interzic imnurile. Managerii de partide interzic. Bă, pariu că interzic și imnurile? Nu. Ții minte că înainte umblau cu goarnele alea? Bătează partidul! Da, știu foarte bine. N-ai voie. Nu, dar eu mă refer la imn, la... Da, intra bucățica și ta na 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 sau... Aia pe stradă, dar când te întâlnești tu, mă, dar vin oameni de la Băiana Stampei, pierd o zi și 200 de lei din buzunar ca să vină la Suceava. Și vine la Suceava și se duce într-o sală, cum spune Mihai, rece, ca o temniță, se duce într-o sală muldară, rece, urâtă, întunecată și nu te încălzește nimic. Nici măcar cânte cu ăla pe care l-au suporterii în tribune, la peluză, imnul echipei, că în divizia a șaptea, a noua, a ce, sau că e în Liverpool sau Nottingham Forest, că nu știu, mai există Nottingham Forest, că tu ești cu fotbal, am presa că s-a desfințat, mai există Nottingham Forest? Imnul ăla lor, al pădurarilor. Și iarăși mai ai văzut, tot așa a detonat puțin pervers discuția, pentru că eu altceva vreau să-i spun. El nu vrea să spună... Nu trebuie să spui mie, trebuie să spui cui vrei. Dar nu, maestru, eu altceva vreau să spun eu. Așa, nu. Nu poți să-i spun maestru ce, să-i spună maestru să nu știe maestru deja. Am înțeles că ai vrut să spui altceva, voiam
să-i spun, adică lui. Doamne ferește, nu, dar nu-mi permit. Nu. Eu doar adică eu te ascult cu responsabilitate. Eu te ascult cu decență și chiar sunt extrem de interesat de paradigmele tale și mai ales de viziunea ta, dar când dar asta e datorită voinței mele și nu pentru că îmi impune cineva. Profesionistul trebuie să-și facă treaba până la capăt. Bineînțeles. Pentru că de asta suntem aici, că niște oameni deosebiți. Și mai suntem și pentru publicitate. Am zis și eu ceva inteligent în emisiunea asta. Revenim.